Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Profesor din Târgu Jiu reținut după ce a lovit un elev. Mihai Istrate, noul subprefect de Gorj. Pandurii a terminat meciurile de pregătire. Un profesor de la o unitate de învățământ din comuna Scoarța a ajuns în arestul IPJ Gorj după ce a agresat un elev. Fapta s-a produs în timpul orelor de curs în ziua de miercuri. Este vorba despre un bărbat de 62 de ani din municipiul Târgu Jiu. Potrivit polițiștilor, cadrul didactic ar fi lovit un elev de 14 ani din Scoarța. La data de 2 martie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 62 de ani din municipiul Târgu Jiu, pânuit de săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. Din cercetări a ieșit faptul că bărbatul la aceeași dată ar fi exercitat acte de violență asupra unui elev de 14 ani din Scoarța în timpul orelor de curs. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi avut loc fapta. Se așteaptă și decizia Comisiei de Disciplină a școlii, care s-a autosesizat în acest caz. Un tânăr în vârstă de 20 de ani din municipiul Târgu Jiu a fost reținut ieri fiind bănuit de comiterea infracțiunii de furt în formă continuată. Reprezentanții IPJ Gorj au menționat că în data de 2 martie tânărul i-ar fi furat unei minore telefonul mobil în plină stradă. Totodată, cu o zi înainte, acesta ar mai fi sustras un alt telefon de la o bătrână. La data de 2 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 20 de ani din comuna Peștișani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că la aceeași dată tânărul ar fi sustras un telefon mobil al unei minore de 11 ani, în timp ce aceasta se deplasa pe strada sublocotenent Gheorghe Bărboi din municipiul Târgu Jiu, prejudiciul cauzat fiind recuperat ulterior de către polițiști. Totodată, polițiștii au mai stabilit faptul că la data de 1 martie anul curent, tânărul ar mai fi sustras un telefon mobil aparținând unei femei de 70 de ani din municipiul Târgu Jiu. În cursul zilei de astăzi, tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Un bărbat a murit miercuri seară strivit de un buldo-excavator în satul de Lureni, comuna Ponoarele. Victima, în vârstă de 49 de ani, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată de către medicul SAJ. La fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri militari cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță smurt. La sosirea salvatorilor, persoana se afla în stare de inconștiență. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia din utilaj, iar apoi s-au efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat. În acest moment este în derulare o anchetă pentru a se stabili împrejurările și cauzele producerii acestui eveniment. Peste 30 de percheziții au avut loc în această dimineață în județele Vâlcea și Olt într-un dosar vizând fapte de corupție. Verificării s-au făcut inclusiv la o instituție publică. Se fac cercetări referitoare la neîncasarea unor venituri la bugetul local al unei unități administrativ-teritoriale și administrarea, respectiv folosirea nelegală a unui lac de acumulare de pe râul Olt. Faptele ar fi fost săvârșite în perioada 2018-2022. În cursul zilei de 3 martie 2022, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, se efectuează 33 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vâlcea și Olt, din care 3 sunt la sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale. La sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea urmează a fi prezentate în vederea audierii mai multe persoane, au transmis procurorii vâlceni. O parte dintre gorjenii care au primit amenzi pentru necompletarea formularului digital de localizare a pasagerilor au contestat procesul verbal. Este vorba despre aproximativ 100 de persoane. Majoritatea gorjenilor care au primit amenzi invocă faptul că nu au știut de existența acestui formular. Obligația completării PLF-ului a intrat în vigoare pe data de 20 decembrie. Atunci au fost stabilite amenzi de peste 1000 de lei. Din fericire, acum valoarea amenzilor s-a redus la 250 de lei. Da, sunt foarte multe contestații la procesele verbale. Încă mai ne vin liste cu persoane care nu au completat acele formulare PLF obligatorii. Acum termenul s-a mărit din 9 februarie
s-a mărit termenul și a scăzut cuantumul sancțiunii, dar v-am spus, încă sunt persoane care nu completează sau completează greșit formularul de localizare. Din pricina asta, noi trebuie să îi sancționăm contravențional. Multe persoane nu primesc acele plicuri. Din această cauză noi trebuie să facem acea afișare la domiciliu. Ocupă un timp foarte mult completarea proceselor verbale de sancționare și mai ales afișarea lor la domicilii. Deci sunt în jur de 100 de contestații pe rol până în acest moment, la nivel de județ. Majoritatea contestă că spun că n-au știut că te-a completat acest formular sau că nu i s-a spus în vamă. Mihai Istrată este proaspătul subprefect de Gorj. Învestirea a fost făcută în prezența prefectului Marcel Iacobescu, a șefului Consiliului Județean Mihai Popescu, a subprefectului Nicolae Muja și parlamentarii PSD Mihai Weber, Cristinel Rujan și Claudiu Manta. Mihai Istrată a luat locul liberalului Virgil Drăgușin, aflat în concediu medical pe mai multe luni ca urmare a unei boli grave. Ceremonia de depunere a jurământului noului subprefect al județului Gorj s-a desfășurat în sistem videoconferință cu Ministerul Afacerilor Interne. Eu, Istrată Mihai, numit în funcția de subprefect al județului Gorj, prin hotărârea Guvernului numărul 290/2022, depun următorul jurământ în conformitate cu dispozițiile articolului 251 alineatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Gorj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mihai Strate ocupa postul de director al liceului din Țicleni. Scădere masivă a prețului certificatelor de CO2. Aceasta este o veste bună pentru o companie din județul Gorj. Complexul energetic Oltenia este unul dintre marii plătitori de certificate de CO2. În momentul de față, prețul a scăzut la 69 de euro. Reducerea este una consistentă, având în vedere că la începutul acestei săptămâni prețul era de 82 de euro, iar la începutul anului se ajunsese și la 97 de euro. Câteva sute de milioane de euro va trebui să scoată CO din buget anul acesta pentru a achita certificatele de CO2. Complexul energetic Oltenia ar putea să fie solicitat să crească producția de energie pe bază de cărbune. Acest lucru ar presupune repunerea în funcțiune a unui grup sau a două grupuri energetice. În momentul de față, colosul energetic are în funcțiune 5 blocuri energetice. 3 sunt în Gorj și 2 la termocentralele din Dolj. Toate statele europene iau în calcul o accentuare a crizei energetice. Multe țări din Uniunea Europeană depind încă de gazele naturale rusești. Italia a anunțat de altfel că va reporni grupuri energetice pe bază de cărbune. Complexul energetic Oltenia a alocat noi fonduri pentru prestatorii de servicii. De data aceasta este vorba de un contract de închiriere autovehicule de transport mixt, persoane și materiale. Este nevoie de autovehicule de transport pentru 3 subunități. Acestea sunt UMC Rovinari, UMC Roșia Peșteana și Uprum Rovinari. Se va apela tot la o negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială. Bugetul pentru închirierea mașinilor este de 1,31 de milioane de lei. Contractul va fi încheiat pe 3 luni. Vehiculele vor transporta personal și echipamente la utilajele de mare capacitate. Gorjenii sunt așteptați la centrul de transfuzie sanguină din Târgu Jiu să doneze sânge pentru militarii răniți pe frontul din Ucraina. Campania a debutat luni, însă numărul celor care au venit să ofere ajutor este unul foarte mic. Mai exact, până azi s-au prezentat doar 8 donatori. Din acest motiv, reprezentanta centrului Călina Căluțoiu face apel la toți gorjenii să vină să doneze sânge. Programul de recoltare al centrului a fost extins până la 17:30. Încă de luni noi am schimbat programul de lucru, având centrul deschis până la 17:30 pentru toți cei care doresc să vină să doneze, atât pentru pacienții noștri, cât și pentru cei care vor avea nevoie de sânge din Ucraina. Fiindcă, după cum vedeți, situația nu se liniștește de la o zi la alta și trebuie să fim pregătiți să ajutăm pe oricine are nevoie de preparate de sânge. Din păcate, încă la noi, la Gorj, s-au prezentat doar 8 donatori care, până astăzi inclusiv, care au venit să doneze pentru răniții din Ucraina. Mâine așteptăm un grup de la OCPI, este prima instituție care și-a exprimat
până la urmă intenția de a veni să doneze în sprijinul lor și a celor care au nevoie de sânge. Așteptăm să se mobilizeze și celelalte instituții. Încă de luni am luat legătura cu autoritățile locale pentru a organiza în cele mai bune condiții această campanie care se desfășoară la nivel național, demarată de către Ministerul Sănătății. De asemenea, printr-o acțiune demarată de Primăria Târgu Jiu, gorjenii pot dona zilnic între orele 10-20 la stadionul municipal alimente neperisabile, lenjerii, pături, pernesaj de dormit, prosoape și produse de igienă personală. Nici autoritățile vâlcene nu au rămas indiferente la drama pe care o traversează vecinii ucraineni. Președintele Consiliului Județean Constantin Rădulescu s-a întâlnit cu primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Mircea Gutău, și prefectul județului Mihai Oprea pentru a discuta despre implicarea fiecărei instituții în acțiunea comună de sprijinire a refugiaților. Așadar, cei care au părăsit Ucraina și vor ajunge în Vâlcea nu vor fi lăsați fără ajutor. Pentru ei, Consiliul Județean Vâlcea pune la dispoziție mai multe locuri de cazare în 3 locații: la Centrul Comunitar Râmnicu-Vâlcea, la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul și la Complexul Muzeal de la Mâldărești. Totodată, în municipiul Râmnicu-Vâlcea, la Sala Sporturilor, a fost amplasat un cort unde se colectează ajutoarele venite din partea vâlcenilor care urmează să ajungă în Ucraina la oamenii aflați în nevoie. La Sala Sporturilor se strâng ajutoare pentru cei care au nevoie în Ucraina. Aveți grijă ce trimiteți. Trimiteți dacă vreți și să faceți un gest de suflet pentru cei care se află în mare, mare necaz în această perioadă, asediați sub arme în Ucraina, dar și pentru cei care au venit în România. Dacă vreți să donați, donați cu grijă la cel puțin alimente, unde trebuie să fie un termen de valabilitate mai mare, pentru că vor ajunge peste câtva timp acolo. Consiliul Județean Vâlcea pune la dispoziție mai multe locuri de cazare, însă vă spun că la DGASPC, la complexul din nord, avem 4 garsoniere de 2 paturi, 4 dormitoare de 1 pat și, bineînțeles, o infirmerie cu 2 paturi. Chiar și la Biblioteca Județeană am identificat și avem blocuri de cazare în 2 apartamente, iar la culele de la Mâldărești punem la dispoziție camere dotate cu tot ce trebuie, 5 camere. Pandurii Târgu Jiu nu va mai evolua în amicale până la reluarea campionatului. Trupa lui Mario Găman revine săptămâna viitoare în competițiile oficiale. Gorjenii au disputat mai puțin de 9 partide de verificare în această iarnă. Au obținut 6 victorii și au pierdut de 3 ori. Totuși, numai puțin de 5 jucători importanți au probleme medicale. Marian Pleașcă, Andrei Trușescu, Bebeto Lupuleț, Sean Ertz și Antonio Dumitrescu sunt accidentați, iar Boateng Mensah a revenit la pregătiri de o săptămână. Pandurii joacă pe teren propriu primul meci din 2022. Vineri, 11 martie, la Târgu Jiu vine Viitorul Șibian, iar meciul este considerat extrem de important de către Mario Găman. Având și un lot din punct de vedere numeric subțire, am decis ca în această săptămână să nu mai luăm niciun meci amical. Poate o să facem un meci școală între noi. Apoi de luni să începem într-un ciclu săptămânal pregătirii primului joc oficial, unde sperăm noi să începem cu o victorie și să ne asigurăm matematic calificarea în play-off. Pentru în condițiile în care ai un rezultat negativ, atunci ai emoții și în prisma play-off-ului. De asta cred, consider eu că acest meci este cel mai important meci din toate cele care urmează, pentru că începând cu dreptul, atunci poți să analizezi și să vezi unde trebuie să mergi mai departe. Ai un început negativ, atunci lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie și pot apărea anumite probleme. În sezonul regular, echipa noastră mai joacă cu Jiu Petroșani în deplasare și CSM Reșița pe teren propriu. Universitatea Craiova se menține pe podium cu o rundă rămasă din sezonul regulat. Doljenii au obținut a 5-a victorie consecutivă în Liga 1 după ce au trecut de CS Mioveni.
Trupa lui Laurenț Iureghe cam nu le-a dat nicio șansă argeșenilor și s-a impus cu 3-0. Iovan Markovic a reușit o dublă până la pauză. Tânărul atacant al oaspeților a punctat în minutele 25 și 34. Scorul final a fost stabilit în mitanul secund. Tinerii Craiovei au stat și la baza golului 3. Ștefan Baiaram a înscris după acțiunea lui George Câmpanu. Tehnicianul din Bănia a declarat că echipa sa trebuie să demonstreze că poate să-și învingă și adversarele din play-off. Mă bucur că au făcut un joc bun, au înțeles ceea ce l-am spus, să joace cât se poate de repede, să joace dintr-o atingere, pentru că întâlnim o echipă care se apără cu tot efectivul. Am marcat 3 goluri, fericit pentru cele 3 puncte. După ce vom termina play-off, atunci trebuie să discutăm. Trebuie să jucăm cu echipele din față, să ne câștigăm punctele împotriva lor. Deocamdată nu am reușit să facem foarte multe puncte cu echipele de pe primele locuri. Deci, concentrarea e maximă, jucătorii știu exact ce au de făcut. Oltenii au evoluat în această deplasare cu un echipament special și au trecut pe spatele tricourilor din solidaritate pentru victimele războiului numele celor mai importante orașe din Ucraina. Echipamentele vor fi scoase la licitație în aceste zile de pe Luza Nord, iar banii strânși vor fi donați unor ONG-uri care se ocupă cu ajutorarea persoanelor greu încercate de conflictul militar. Este o situație foarte dificilă. Noi suntem fericiți că stăm undeva la televizor și urmărim niște evenimente care cred eu că acum o săptămână nu și-ar fi închipuit nimeni. Este păcat și vă dați seama, suntem solidari, suntem lângă ei, încercăm să ajutăm fiecare cum putem. În ultima partidă din sezonul regulat, Craiova joacă pe teren propriu cu Farul Constanța. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!